pacea Domnului vă spun tuturor și în această ocazie și mă bucur că pot să fiu alături de dumneavoastră. Voi începe studiul pe care vi-l propun în această dimineață de sabat, în Matei, în capitolul 8, unde găsim două întâmplări care vorbesc în esență despre același subiect. Primul este în capitolul 8, cum ziceam, versetele 23 până la versetul 27. Este un binecunoscut pasaj intitulat Potolirea furtunii. Este un moment în care Iisus împreună cu ucenicii trec peste Marea Galilei de pe un mal pe altul și în timpul traversării se pornește o furtună. Ucenicii, cu toată experiența lor, încearcă să țină barca la suprafață, să nu se scufunde. Furtuna este foarte puternică, își dau seama la un moment dat că tot este ceva peste puterile lor, că nu au nicio soluție la problema evită. Îl văd pe Iisus stând și dormind acolo și au o rugăciune, strigă la Iisus cu disperare: Doamne, scapă-ne că pierim. Iisus se ridică liniștit și le ascultă rugăciunea și potolește furtuna. Acum, dacă o astfel de întâmplare s-ar întâmpla și astăzi, în zilele noastre, și cineva, la fel, ar trece printr-o astfel de experiență și în acele momente disperate ar striga către Dumnezeu și ca răspuns la rugăciunea acelui om, Dumnezeu i-ar răspunde și ar potoli furtuna sau altă nenorocire, ce ați zice despre omul respectiv, despre credința omului aceluia? Este mică sau este mare? A zice, măi, are o credință mare. Cu siguranță că ar fi oameni din toate părțile, din toată țara, care, auzind experiența lui, l-ar suna sau i-ar trimite mesaj și ar spune, roagă-te și pentru mine, roagă-te și pentru problema mea. Uite, Dumnezeu ți-a răspuns, înseamnă că ai credință mare. Dar foarte interesant, când citim acolo în Scriptură, că Iisus se întoarce către ucenici și ce le zice? Mică credință aveți. Mică credință, puțină credință aveți. O altă întâmplare în același capitol vorbește despre un centurion, un sutaș roman care vine la Iisus, avea un rob la care ținea foarte mult și omul acela era bolnav foarte grav, era pe moarte și omul acesta disperat vine și el la Iisus să-i ceară ca Iisus să-l vindece. Omul acesta nu era un evreu, era un roman. Și Iisus zice, bine, ok, mă duc la tine ca să îl vindec. Și omul acela zice, nu, zice, sunt un om prea păcătos ca să intri tu în casa mea. E suficient să zici și robul meu cu siguranță se va vindeca. Acum, noi știm acum întâmplarea, dar dacă i-am fi întrebat în acele momente pe ucenici, ce părere, ce credință are omul acesta? Ce ar fi zis oare ucenicii? Credință mică, credință mare? Ar zice, băi, păgânul ăsta nu se închină în templul nostru. Ăsta nu crede și nu se închină la Dumnezeul la care ne închinăm. Nu are atâtea cunoștințe teologice, din biblice, cum avem noi. Omul acesta, auzi, când Iisus vrea să intre în casa lui, zice, nu intra, că cine știe ce a făcut, ce păcate a făcut de nu lasă pe Iisus să intre în casa lui. Cu siguranță că omul acesta are credință mică. Dar Iisus se întoarce și vorbește către ucenici și le spune, credință ca acestui om, zice, nu am văzut în tot Israelul o asemenea credință mare. Aceste pasaje, dar și alte pasaje din Scriptură, m-au făcut la un moment dat să mă întreb până la urmă ce înseamnă cu adevărat credința. Ce înseamnă credință mică și credință mare? Și mi-am dat seama pe parcursul studiului meu pe care l-am făcut, mi-am dat seama că aveam destul de multe erori de interpretare sau de explicare a credinței.
Și de aceea, în cele ce urmează, ar vrea prezint câteva concluzii pe care le-am tras în urma studiului acesta pe care l-am făcut, concluzii care, cu siguranță, vă vor fi utile și dumneavoastră. În cele ce urmează, scopul meu nu este să cataloghez sau să ridiculizez credința cuiva, ci, dimpotrivă, să corectez anumite concepții greșite pe care poate le avem cu privire la credință, și, mai mult decât atât, să fie o provocare pentru mine și pentru dumneavoastră aceea de a ne dezvolta într-un mod sănătos credința. Haideți să vedem în continuare despre ce este vorba. Primul personaj pe care vi-l propun se găsește în 2 Cronici, capitolul 20, versetele 1 și până la 4. E vorba despre un împărat, Iosafat, împăratul lui Iuda, care, ce se întâmplă în acel pasaj? O coaliție de 3 popoare, moabiți, amoniți și maoniți, se strâng să atace regatul Iuda, unde Iosafat era împărat, era rege. Și Biblia spune că în momentul în care a auzit Iosafat că o armată puternică se îndreaptă împotriva lui, are o reacție. Și spune așa, zice, în spaima sa, când a auzit despre lucrul acesta, în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Și spune mai departe că tot poporul s-a adunat să caute în acele momente disperate, să caute pe Domnul. Acum, e o întrebare care e logică, care iese de aici. Zona aceea unde era rege Iosafat, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre a fost o zonă de permanent conflict. Pe vremea lui Avram era și o vorbă, zice, pe vremea când împărații se ridicau la război. Deci era un sezon în care era normal să fie războaie. Vedeți că și astăzi e acea zonă de conflict, zona respectivă. Și ajuns să fie rege într-o astfel de zonă. Și întrebarea este, măi Iosafat, știi bine că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vei avea războaie. De ce nu te pregătești? De ce nu-ți faci temele, nu-ți faci pregătirile de dinainte? Ca să nu mai fii la un moment dat disperat. Era în orașul unde am făcut facultate, era un campus studențesc și în mijlocul campusului era o biserică denumită Biserica Sfântul Cinci. N-am știut exact despre ce era vorba cu denumirea aceasta. În timpul anului nu prea erau studenți care veneau acolo la acea biserică, mai erau vreo 2-3 studenți sau studente care mai veneau, în general studenți care aveau poate întrebări existențiale sau care suferiseră traume emoționale sau trădări în dragoste și veneau acolo să se mai reculeagă. Asta în timpul anului. Însă în timpul sesiunii de examene, biserica era plină ochi, plină de studenți care se rugau pentru Sfântul Cinci, de aici și denumirea. O astfel de credință a omului disperat am avut și eu pe parcurs și am apelat la o astfel de credință. Uneori Dumnezeu mi-a răspuns, alteori nu mi-a răspuns. Însă nu aceasta este credința pe care Dumnezeu o vrea de la mine și de la dumneavoastră. Vedeți, sunt foarte mulți oameni din afara zonei creștine care critică în general pe cei din biserică și uneori și pe bună dreptate, și anume pentru faptul că sunt mulți oameni care în spatele măștii credinței își ascund lenevia spirituală, adică nu fac nimic, Domnul mă ajută, Domnul o să facă. Ați auzit și altfel de expresii, poate l-ați folosit dușii dumneavoastră. În spatele măștii credinței își ascund indiferența față de cuvânt, zice cineva, măi, nu mânca că-ți face rău, o, că Domnul mă ajută și mă vindecă. Sau în spatele acestei măști a aparentei credințe, ascundem fuga de responsabilitate. De câte ori poate ne rugăm, Doamne, vizitează pe bolnavi, că eu nu am timp. Treci pe la patul lor, că eu nu pot, am alte lucruri de făcut.
Vedeți, în spatele unei astfel de credințe ascundem o grămadă de chestii. Oare și Iosafat era un asemenea student care nu și-a făcut temele și care, cu o zi înainte de examen, un examen important, își dă seama că este total nepregătit, că nu s-a pregătit și, Doamne, scapă-mă că altfel nu o să trec acest examen. Oare și Iosafat este așa? Hai să vedem ce face Iosafat. De fapt, ce a făcut Iosafat? Dacă ne uităm în 2 Cronici, capitolul 17, observăm primele momente ale domniei lui Iosafat. Se întâmplă înainte de momentul acela cu popoarele care pornesc la război împotriva lui. Și dacă ne uităm acolo, puteți să vă uitați și acasă, o să observați că pe parcursul capitolului vedem că Iosafat face mai multe reforme. Prima reformă pe care o face este o reformă spirituală. Prima dată la nivel personal al familiei sale, spune Biblia că a căutat, a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali și a continuat să-L caută pe Dumnezeu încă de la începutul domniei sale, să facă voia Lui. Și face și o reformă națională, spune că a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. Și mulți regi au avut probleme cu acele înălțimi care le-au lăsat acolo și au fost motiv de închinare idolatră pentru mulți oameni. Omul acesta a distrus idolatria. Pe lângă reforma spirituală, în versetele 7 și 9, omul acesta își dă seama că fără o educație, o educare corespunzătoare a poporului, reforma aceasta spirituală nu va ține mult. De aceea el mai face încă o reformă, reformă educațională. Ce face el? Alege niște căpetenii pe care le trimite în popor ca să învațe pe cei din popor legea lui Dumnezeu. Ține cursuri prin intermediul unor căpetenii prin care oamenii să învețe cum să respecte voia lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta, el își creează o rețea diplomatică. Știe foarte bine că atunci când dai de necaz, ai nevoie să ai prieteni, ai nevoie de oameni la care să apelezi, popoare. Și vedem și în continuare că sunt popoare care vin de bună voie să plătească bir lui Iosafat. În al patrulea rând, omul acesta investește în apărare. În versetele 12 și 13 vedem că el construiește niște cetăți și își umple acele cetăți cu merinde. Știe foarte bine că în cazul unui război este foarte important aprovizionarea, cum vedem și în războaiele de astăzi. Mai mult decât atât, să ai niște cetăți în care, dacă ești asediat, să poți rezista ani de zile. Și așa își face, își dotează acele cetăți cu merinde pentru perioade lungi de timp. Și în ultimul rând, omul acesta face investiții și reforme militare. Își face și o trupă de comando, o trupă foarte bine pregătită militar și pe lângă această trupă foarte bine pregătită își pregătește și o armată. Am numărat acolo câți oameni erau în armată, erau peste 1 milion de oameni pregătiți de război. Sunt mulți, sunt puțini? Enorm, sunt foarte mulți. Și acum întrebarea mea, Iosafat când apelează la Dumnezeu, apelează pentru că avea soluții sau pentru că nu avea soluții? Armata lui era mult mai puternică decât armata care venea. Și totuși aici este foarte interesant că Iosafat nu se încrede în toate reformele pe care le-a făcut, ci în acele momente nu spune soldați, haide să pornim la război că suntem pregătiți, că erau pregătiți până la urmă. Dar primul lucru pe care îl face omul acesta se gândește, Doamne, vreau să fii cu mine. Nu vreau să pornesc la acest război fără să am aprobarea Ta. Concluzia 1. Credința mare nu e atunci când, după ce ți-ai epuizat toate cunoștințele și soluțiile, când criza te-a prins nepregătit, deși știai că trebuia să te pregătești, strigi în ultimă instanță la Domnul ultima soluție. Doamne, scapă-mă că nu mai am soluții. Nu aceasta este credința la care vrea Dumnezeu să ajungem.
Ci credința mare e atunci când, deși te-ai pregătit minuțios, deși ai soluții, deși ai cunoștințe, deși ai relații, deși ți-ai făcut toate temele, primul lucru pe care îl faci este să apelezi la cea mai bună relație, la relația cu Dumnezeu. Mi-am adus aminte de, și de aceea am pus acolo, un doctor care opera, și era un doctor foarte bun, opera deja de aproape 30 de ani în România, avea pregătiri multe și mărunte, nu doar în România, ci și în străinătate, făcuse stagii de pregătire, operase, cred că sute, poate mii de pacienți și deși ar putea de fiecare dată să facă operația pe care o făcea și cu ochii închiși, că deja știa foarte bine, el mărturisește un lucru, zice, înainte de fiecare operație, mă duc în cămăruța mea, în cabinetul meu, mă pun pe genunchi și mă rog lui Dumnezeu, îi predau lui Dumnezeu mâinile și mintea mea ca El să mă ajute. Asta este, în opinia Bibliei și în opinia mea, credință mare. Al doilea. Era în perioada pandemiei, erau doi oameni care lucrau la ceva construcție, unul era mai tânăr, celălalt era mai în vârstă și lucrând împreună și intrând în contact cu foarte mulți oameni, cel mai tânăr îi zice, cel mai în vârstă, mai știu că ai probleme cronice de sănătate, mai ferește-te să mai intri așa în contact cu unii și cu alții, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Și omul ăsta mai vârstă zice, stai liniștit, zice, Domnul mă apără, nu mi-e frică. A trecut câteva zile de la această discuție și omul acesta mai în vârstă deja începea să aibă primele semne de boală, exact. Și omul acesta mai tânăr din nou îi zice, măi, vezi că nu-i prea ok, mai ales în perioada asta câți oameni au pierit și auzeam de la unii și de la alții, de anumite părți, că ce s-a mai întâmplat. Măi, ia ceva tratament, nu te lăsa așa, știi, că nu cred că o să fie bine dacă se va agrava boala. Nu, stai liniștit că Domnul mă vindecă. Au trecut iarăși câteva zile, omul începea să se simtă tot mai rău și deja și cei din apropiere îl îndemnau să meargă la medic, să primească un tratament sau să meargă la spital, erau alții care erau cu ideea asta. Dar omul a zis, nu, eu mă încred în Dumnezeu. La un moment dat nici n-a mai putut să respire, așa că au fost obligați să meargă la spital. Din păcate și acolo nu a vrut să ia tratamentul, mergând pe aceeași idee că nu, Domnul mă va vindeca. A murit. Dar nu despre aceasta este vorba acum, despre ce s-a întâmplat în pandemie, s-au fost multe discuții despre lucrul acesta, ci despre altceva vreau să vă spun astăzi. După această întâmplare, cineva vine la mine într-o zi și zice, îl cunoștea pe omul acela, zice, na, cum e? Omul ăsta s-a încrezut în Dumnezeu până în ultimul moment. Și Dumnezeu nu l-a băgat în seamă. Ce zici? Am încercat atunci să-mi dau pe moment un răspuns, să-i spun că, de fapt, credința nu este atât de mult vorba despre voia mea, cât este de vorba despre voia lui Dumnezeu, despre ceea ce știe El că este mai bine pentru mine, nu despre ceea ce aș vrea eu să se întâmple. Există și o opinie tradițională, poate și noi avem lucrul acesta, cu privire la credință, așa nume. Dacă ți-a răspuns Dumnezeu, înseamnă că ai credință. Dacă Dumnezeu nu ți-a răspuns la rugăciuni, nu ai credință. Simplu, nu e așa? Însă dacă ne uităm în Evrei, capitolul 11, sunt acolo niște pasaje, niște versete, în care zice că prin credință Dumnezeu le-a răspuns anumitor oameni. I-a trecut prin mare, i-a trecut prin foc și i-a salvat. Unele femei și-au primit morți înapoi, că Dumnezeu i-a înviat, pe alții i-a vindecat. Și multe astfel de lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut
ca urmare a credinței acestor oameni. Dar, puțin mai jos, dacă ne uităm, o să vedem că, prin credință, au fost oameni care au suferit, care au fost uciși cu pietre, care au fost tăiați în două cu fierăstrăul, care au fost bajocorit, chinuiți, omorâți. Și atunci întrebarea este, stai puțin, ăștia care, la care Dumnezeu nu i-a răspuns, nu i-a salvat, aveau o credință oare mai mică decât ceilalți pe care Dumnezeu i-a salvat? Da. Biblia nu spune lucrul acesta și nu le cataloguează că unii au avut credință mai mică sau mai mare. Dimpotrivă, prin credință oamenii aceștia au murit. Aici am ajuns la o concluzie pe care vă prezint în continuare. Iov, un personaj pe care îl cunoaștem foarte bine, care a trecut prin niște momente și prin niște etape ale vieții prin care nimeni n-ar vrea să treacă. Își pierde averea, își pierde casa, își pierde copiii, își pierde prietenii, își pierde reputația, demnitatea, toate lucrurile și le-a pierdut omul acesta, mai puțin viața, aștepta să-și piardă viața. Și este un lucru foarte interesant pe care îl face omul acesta în agonia sa, în disperarea sa, în durerea pe care o are, face o declarație pe care eu consider una dintre cele mai frumoase declarații pe care le putea face un om în Scriptură. Și citesc aici din Iov, capitolul 13, versetul 15. Repet, e în momentul în care omul acela îl durea enorm pentru tot ce a pățit și tot ce s-a întâmplat. Folosesc traducerea fidelă în această ocazie și ascultați declarația acestui om. Zice el, chiar dacă mă va ucide, despre cine era vorba? Despre Dumnezeu. Chiar dacă mă va ucide, eu tot mă voi încrede în El. Chiar dacă Dumnezeu nu-mi va răspunde, chiar dacă Dumnezeu va lăsa să mor, eu tot mă voi încrede în El. Asta numesc credință mare. A treia. Merg prin tot felul de biserici și găsesc tot felul de oameni. Găsesc și oameni speciali, oameni care merită să fie apreciați pentru ceea ce fac, pentru dedicarea pe care o au. Însă, în același timp, în ultima vreme, întâlnesc tot mai mulți oameni care au tot felul de întrebări. A scris acolo despre agnosticism. Știți cumva ce este agnosticismul sau ce sunt agnosticii? Ok, da. E și acesta un răspuns parțial. Acum, ca să înțelegeți mai bine, aici sunt oamenii credincioși, aici sunt ateii. Agnosticii sunt undeva la mijloc. Oamenii aceștia își pun tot felul de întrebări cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu a făcut bine când a fost făcut nu știu ce lucruri în Vechiul Testament? Oare Dumnezeu este atât de iubitor pe cum zicem în biserică? Păi uite ce a făcut Dumnezeu acolo. Oare Scriptura este inspirată de Dumnezeu sau mai degrabă este o creație a unor oameni? Și oamenii aceștia, repet, au foarte multe întrebări și foarte multe îndoieli cu privire la tot felul de lucruri. Și vorbind cu astfel de oameni, în naivitatea mea, mă gândeam, măi, dacă aș reuși să le răspund la toate aceste întrebări, poate că oamenii aceștia ar răsări în ei lumina credinței. Și am început în acele momente să încep și eu să caut răspunsuri la întrebările pe care le auzeam. Repet, erau și tineri care îmi puneau astfel de întrebări, erau și oameni mai în vârstă care aveau astfel de îndoieli și am zis, hai să încerc să găsesc răspunsuri. Și am tot căutat. N-am găsit la toate întrebările răspunsuri, dar la multe dintre ele am venit și le-am spus, uite, ce scrie aici Biblia, uite-te, care e, cred că este explicația pe care Biblia ne oferă la întrebarea aceasta ta? Și știți care a fost concluzia la care am ajuns?
Chiar dacă ar veni Dumnezeu din cer și ar da răspunsurile perfecte pe care numai El le poate da, tot nu vor crede. Mi-a rămas în minte câteva personaje, unul colectiv și unul singular. Poporul Israel, în vechime, Dumnezeu a făcut o grămadă de minuni pentru ei. I-a scos din Egipt mai bogați decât au intrat, i-a trecut prin Marea Roșie, le-a dat, pur și simplu le-a căzut mâncarea din cer, le-a dat din stâncă, le-a scos apă dintr-un loc secetos, era și prezența lui Dumnezeu în fiecare zi, ziua printr-un nor ca să îi călăuzească și să-i umbrească, să nu moară de căldură, noaptea printr-un nor de foc, ca să le lumineze calea și să îi încălzească. Și mai târziu vine cu Biblia și Dumnezeu spune la un moment dat despre acest popor că este un popor încăpățânat care nu vrea să creadă. Tot zeii vecini erau mai dulci și mai atrăgători decât Dumnezeu. Chiar dacă au avut atât de multe dovezi ale prezenței, ale călăuzirii și ale dragostei sale. Dar undeva prin Iosua găsim un alt personaj, o prostituată, Rahav, primește într-o zi vizita unor spioni evrei. Și spre surprinderea probabilă a spionilor respectivi, femeia aceasta îi ascunde și îi protejează. Iar la plecare, spionii aceștia erau curioși, ok, de ce ai făcut lucrul acesta pentru noi și ne-ai ascuns de consătenii tăi, de concetățenii din această cetate? Și femeia zice un lucru foarte interesant. Zice, am auzit, nu a văzut, nu a, i s-a arătat. Zice, am auzit ce a făcut Dumnezeu pentru voi, cum v-a trecut prin mare, cum i-ați învins pe nu știu care împărați. Zice, am auzit despre lucrul acesta și atunci am zis, Dumnezeul vostru este Dumnezeul adevărat, este singurul Dumnezeu la care merită să te închini. Repet, femeia aceasta nu a avut nevoie de dovezi, așa cum i s-a oferit poporul Israel. Doar a auzit și a crezut. Și nu degeaba vorbeam despre Evrei, capitolul 11, această femeie este menționată acolo ca și un erou al credinței. Am trecut și eu printr-o astfel de experiență în care eram în zona aceasta a îndoielii și aveam foarte multe întrebări și ziceam, Doamne, dar de ce ai făcut așa? Doamne, dar de ce ai scris acolo așa? Și nu înțelegeam foarte multe lucruri. Însă mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Ori rămân în zona aceasta a îndoielii, ori merg către zona aceasta a credinței. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că în acele momente am zis, Doamne, n-am răspunsuri la aceste întrebări. Nu știu de ce ai făcut una sau alta, dar aleg în acest moment să mă încred în tine. Chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă, repet, nu am răspunsurile la toate întrebările, aleg să mă încred în tine și poate la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, poate îmi vei răspunde sau poate nu vei răspunde. Și mi-am dat seama că în momentul în care am trecut în zona aceasta al credinței, din zona aceasta a îndoielii, Dumnezeu mi s-a descoperit în multe situații într-un mod surprinzător. Și am găsit răspunsuri la foarte multe întrebări, nu la toate, dar întrebări la care mi-am dat seama că nu aveam răspuns dacă nu treceam în zona aceasta a credinței. A treia concluzie. Toma este omul acela care vine la Iisus, Iisus li se arată și Toma zice, nu cred că ești Iisus, cred că ești o stafie. Și Iisus vine, zice, hai, vine și pune mâna să vezi că sunt eu. Și Toma pune mâna și zice, gata, acum cred că am pus mâna. Dar Iisus face o remarcă și oarecum spune ce înseamnă de fapt credința mare. Zice, Toma, pentru că m-ai văzut, zice, ai crezut, dar ferice sau credința mare este la cei care n-au văzut, dar
au crezut, s-au încrezut în mine. Și ultima care vă prezint astăzi, nu ne place poza, așa-i? O fetiță legată cu un ștreang, să pun numit, de mânuțe. A fost la un moment dat o colegă de lucru care a urmărit un documentar despre traficul de ființe umane. Și în special acolo, în documentarul respectiv, era vorba despre traficul de minori. Copii care erau traficați fie pentru donare de organe, fie pentru trafic sexual. Și mai ales pentru că era și ea mamă a unor copii, cred că în ea s-a activat instinctul acesta de mamă, când a văzut prin ce suferință trebuie să treacă anumiți copii nevinovați. Și în momentul în care am discutat cu ea, avea această întrebare pe care și eu de multe ori mi-am pus-o. Doamne, dacă îi vezi pe ăștia cum suferă, de ce nu intervii? De ce nu faci ceva pentru ei? Și ea era oarecum revoltată împotriva lui Dumnezeu. Doamne, de ce nu faci ceva? Privești de acolo din cer, de sus și nu faci nimic. Ăștia suferă și mor. Greu să-i dau un răspuns în acele momente, pentru că nici eu nu aveam un răspuns, să zicem, complet. Însă am început să deschid Biblia și să încerc să caut niște răspunsuri, să văd ce spune Dumnezeu despre lucrul acesta. Și vă mărturisesc, mi-am dat seama la un moment dat că direcția în care mergeau nu era o direcție care îmi plăcea. Câteva lucruri. Două întâmplări pe care le-am auzit și le-am văzut în și l-am citit în acea perioadă. Primul era vorba despre un film, se numea Hotel Rwanda. Era vorba despre o întâmplare reală într-o țară africană, Rwanda, unde două etnii, se le pot numi așa, Hutu și Tutsi sau ceva de genul acesta, au pornit un război civil. Unii erau bine înarmați, ceilalți erau cam nepregătiți. Și rebelii aceștia Tutsi au început să intre în tot felul de orașe și să execute pe cei din etnia cealaltă. Se spune că au murit undeva la vreo 800.000 de oameni, așa. Oameni vinovați, copii, tineri sau bătrâni. Lucrurile erau groaznice acolo în țara respectivă și era la un moment dat un moment din film în care o echipă de filmare, nu mai știu, din Anglia sau din Statele Unite, trebuiau să plece de la un hotel unde fuseseră cazați către aeroport unde urmau să fugă din acea țară pentru că lucrurile acolo scăpaseră rău de sub control și era deja și periculos. Și erau sosiți de acel om care era managerul hotelului și în timp ce mergeau printr-un oraș, pe marginea drumului, pe o parte și pe alta, erau o grămadă de oameni executați. Repet, copii foarte mulți, erau pur și simplu, intrau peste ei în casă, îi scoteau afară și acolo îi executau. Și omul acesta când vede și ceilalți când văd astfel de lucruri, s-au îngrozit. Și omul acesta disperat spune cameramanului, echipa aceea de filmări, zice, te rog frumos, în timp ce mergem, filmează să vadă toată lumea ce se întâmplă aici la noi, poate că vor trimite pe cineva să ne salveze, să ne ajute, să facă ceva pentru noi. Și cameramanul cu lacrimi în ochi îi face o mărturisire, zice, o să filmez, dar îți spun eu ce se întâmplă. Ce filmez o să ajungă prima știre în țara mea. Oamenii seara la televizor se vor uita, vor zice, sărmanii, prin ce trec. Sau alții vor zice, Doamne, uite ce se întâmplă acolo, de ce nu faci ceva? Și după ce se vor uita, se vor minuna, vor închide televizorul, vor merge la mâncare, vor mânca, vor merge la culcare, iar a doua zi își vor relua viața de zi cu zi. O altă întâmplare în Geneza, capitolul 14,
Avram iarăși trece printr-un moment greu, aude că Lot, iubitul său nepot, a fost răpit, cel mai bun cuvânt, de către niște popoare care au atacat cetățile din câmpia Iordanului și a fost luat cu ei și dus undeva departe. Și e foarte interesant răspunsul lui Avram la această știre. Biblia mărturisește că Avram 7 zile a strigat către Dumnezeu: Doamne, de ce ai permis lucrul acesta să se întâmple? Doamne, de ce ești atât de rău? 7 zile Avram asta face, așa-i? Suntem atenți? Suntem. Nu face Avram lucrul acesta. Ci Avram face altceva. Spune Biblia că ține un post și rugăciune 7 zile în care se roagă pentru salvarea lui Lot. Se roagă ca Lot cumva să scape din acea situație. Nici acum nu sunteți de acord cu mine. Foarte interesant că Avram nu face niciunul dintre lucrurile astea, ce am face noi poate de obicei. Și spune, Avram a pregătit o armată mai mică decât cea care îl răpise pe Lot și pornește și îl salvează pe Lot cu acea armată și vine victorios acasă. Tot în acea perioadă am citit din Biblie câteva versete care din nou m-au răscolit. În Geneza, capitolul 5, versetul 14, Dumnezeu spune, zice, voi, adică tu și eu, tu ești lumina lumii. Adică eu și tu suntem aici puși în această lume să fim lumină pentru ceilalți. Să putem să înlăturăm întunericul care este în jurul nostru. Noi suntem aceste lumini pe care Dumnezeu le pune. Mai mult decât atât, Biblia vine și spune, zice, tu ești. Și îmi spunea în acele momente, tu ești sarea pământului. Ce înseamnă lucrul acesta? Că nu ești doar o lumină pasivă care stă undeva și luminează, ci tu trebuie să fii cel care să fie factorul de schimbare. Ca să dai gust societății, să dai schimbare societății, așa cum face sarea în mâncare, care conservează valorile în acea societate. Tu ești, îmi spunea Iisus în acel moment și ne spune fiecăruia. Și în Ezechiel, capitolul 22, cu versetul 30, zice, Dumnezeu zice, caut un om care să facă lucruri mărețe, care să stea la spărtură, adică să rezolve probleme grave ale societății. Caut oameni prin care să lucrez și care să facă ceva pentru mine. Și răspunsul lui Dumnezeu este, nu găsesc. Se ascund, nu vor. Și mi-am dat seama în acel moment că în acele momente Dumnezeu de fapt arăta cu degetul către mine. Eu până atunci arătam și eu către Dumnezeu, zice, Doamne, dar de ce nu faci ceva? De ce nu intervii? Când Dumnezeu zice, ok, hai să facem ceva. Hai să intervenim. Vrei să vii cu mine și să facem schimbarea de care e nevoie în societate? De aceea am zis la un moment dat, nu mi-a plăcut direcția aceasta, pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu arăta către mine și arată către noi, către fiecare. Deseori noi încercăm să pasăm responsabilitatea. Când se producă ceva schimbări în țară sau în societate, Iohannii să facă, parlamentarii să facă, sau în biserică, conducătorii, președintele conferinței să facă. Când de fapt, era o vorbă care spunea, schimbarea trebuie să înceapă cu mine. Ca și concluzii, spun două întâmplări petrecute în aceeași perioadă. Anii 1940-1945, perioadă foarte dificilă, război mondial și iarăși niște evenimente foarte neplăcute care s-au întâmplat atunci. Era o biserică din Germania care se aduna săptămânal. Hai să nu zicem sâmbătă, să zicem s-a adunat duminică. Și era un lucru foarte interesant ce se întâmpla în ultimile săptămâni.
În timpul serviciului divin, undeva pe la ora 11:30, dar era exact aceeași oră. După ce cânta corul, după ce cânta poate orchestra și ceea ce aveau acolo și pastorul începea predica, pe acolo, pe lângă biserică, trecea o linie de cale ferată. Și în momentul în care, la ora respectivă, la ora 11:30, trecea de fiecare dată un tren. Și spunea cineva care povestea această întâmplare, zice, din trenul acela se auzeau zgromote îngrozitoare, strigăte disperate după ajutor. Erau, de fapt, un tren plin cu evrei care erau transferați către lagările de concentrare. Oamenii aceia strigau disperați să fie ajutați. S-a întâmplat odată, s-a întâmplat de două, s-a întâmplat de trei ori. Oamenii nu mai puteau să fie atenți la predică când auzeau ce se auzea de acolo de afară, mai ales că mergeam mai încet prin zona respectivă. Așa că frații s-au adunat, s-au strâns și au zis, mai trebuie să facem ceva. Și au hotărât un plan de acțiune, ce să facă. A doua săptămână s-au întâlnit, au cântat și au început predica. Și undeva cu vreo 2-3 minute înainte de ora în care trebuia să treacă trenul, pastorul se oprește din predică și zice, fraților, vă invit în cele ce urmează să căutăm împreună cântarea numărul nu știu care și să cântăm. Și a început orga și au început să cânte. Se auzeau deja vibrațiile trenului care trecea, care se apropia și care trecea pe acolo. Și pe măsură ce se apropia trenul, oamenii cântau și mai tare. Și-au cântat, până când vibrațiile au trecut, semn că trenul deja trecuse. Și-au întrerupt cântarea și-au continuat predica. Ceea ce povestește întâmplarea aceasta zice, și acum am remușcări de conștiință. Ne-am gândit și noi la acele momente, zice, să facem ceva pentru acești oameni, dar ce să facem? Te poți pune cu întreg regim nazist? Poți să stai în calea unui astfel de sistem îngrozitor, diabolicesc? Ce putem să facem noi ca și biserică, ca și oameni? Dacă am fi făcut ceva, ne-ar fi trimis și pe noi în lagăr de concentrare. Ne-ar fi exterminat imediat pe fiecare. Dar zice, am ales în acele momente să cântăm, ca să nu mai auzim. Și a doua întâmplare, în România se întâmpla, tot în acea perioadă, în care o femeie, o tânără femeie, Viorica Agarici se numea, era asistentă medicală, s-a înrolat în Crucea Roșie și era trimis în acel moment din gara din Roman, era trimis către o altă zonă din țară pentru a putea să ajute soldații care veneau răniți din război. Văzuse femeia aceasta multe, chiar dacă era tânără, multe lucruri îngrozitoare și acum aștepta în gara din Roman să plece spre o altă destinație. Și aștepta acolo pe prima linie, pe primul peron. Și în timp ce aștepta trenul să vină și să o ia, să o ducă mai departe, undeva din departare se vede un tren care venea încet. Și-a dat seama că ceva era în neregulă, pentru că își făcuseră apariția și niște soldați nemți acolo în zonă. Și trenul acesta a fost trimis pe ultima linie, înconjurat de către soldați. Dar ce spune ea? Zice, din trenul acela se auzeau strigăte neomenești. Și când a intrat în gară, zice, mirosea a hoit, mirosea a moarte acolo în toată gara, a mortăciunii. Dar se auzeau și strigăte, semn că erau încă oameni vii. Ce se întâmplase? Din toată România au fost adunați evrei și au fost puși pe niște trenuri. Unii, într-adevăr, au ajuns prin Polonia sau prin Germania sau în alte lagăre de concentrare, dar pe mulți alții, pentru că deja lagărele erau pline, îi puneau în astfel de trenuri, erau numite trenurile fantomă, și trimise prin toată Moldova, încăruțați prin toată Moldova, mai ales în condiții de vară, de căldură, de foame, de sete,
Scopul era ca la un moment dat să nu se mai audă nimic din trenuri. Era un fel de lagăre pe roți. Femeia asta știa ce se întâmplă acolo și n-a putut să stea locului. A traversat liniile de cale ferată și a mers în fața trenului. Și s-a pus acolo în fața trenului. Imediat un soldat german a venit cu pușca și zice: pleacă de aici, n-ai voie aici. Și femeia aceasta a zis: nu plec din fața trenului până când nu dați drumul la toți oamenii aceia să-i pot îngriji. Sunt membra Crucii Roșii și am dreptul acesta să îngrijesc oamenii. Și omul acesta i-a pus mitraliera în piept și a zis: te împușc acum dacă nu pleci. Și femeia aceasta zice, într-un gest disperat, zice: dacă mă împuși pe mine, o împuși pe mama ta. Când a auzit de mamă, imediat oarecum s-a mai liniștit soldatul german și a zis: ce vrei să faci? Păi a zis: vreau să desigilez fiecare compartiment și vreau să-i pot îngriji pe acești oameni. Zice: nu, nu se poate. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Avem ordini de sus, nimeni nu poate să deschidă aceste trenuri. Cine deschide este omorât pe loc. Și femeia a zis: ok, bun, nu aveți dreptul acesta, dar vreau să vorbesc cu regina mamă, cu regina Elena. Imediat șeful gării a încercat să găsească și el o soluție, a început să dea telefoane. Ceea ce era foarte bine, că regina Elena era tocmai prin zona aceea Moldovei, mergând dintr-un loc în altul. Așa că, după scurt timp, a reușit și să dea de regină și, în scurt timp, a venit și răspunsul pentru această femeie, zice: regina este la telefon, vină și vorbește cu ea. A luat telefonul femeia aceasta și a vorbit cu regina, i-a spus ce se întâmplă acolo, că sunt oameni care, și copii care au nevoie de ajutor, care au nevoie să fie îngrijiți. Regina i-a zis: draga mea, eu nu pot să fac nimica, n-am dreptul acesta, dar lasă-mă să vorbesc cu regele. A vorbit cu regele și după câteva minute a venit și răspunsul: deschideți vagoanele. Regele vă spune că puteți să deschideți vagoanele. S-au deschis, erau într-adevăr oameni morți acolo, dar erau o grămadă de oameni vii, care au nevoie de mâncare, de îngrijire. Imediat gara din Roman s-a transformat într-un spital, oamenii au fost așezați pe jos, au venit oameni din acea localitate, unii cu pături, alții cu medicamente, alții cu apă, alții cu mâncare, fiecare cu ce a putut ca să poată să le ofere ajutor. În felul acesta au fost salvați o grămadă de oameni. Bineînțeles, femeia aceasta și-a pierdut locul de muncă, asta a fost, dar spune că după aceea și în perioada comunistă o mai ajutau din când în când asociațiile de evrei ca semn de recunoștință pentru ceea ce a făcut pentru familiile lor. Un om cu credință mică va spune: Doamne, nu pot face, sau pot face doar atât, că atâta e puterea mea. Dar un om cu credință mare va zice: pot totul prin Hristos, că El mă întărește. Înaintea dumneavoastră nu stă un om cu credință mare, n-aș putea să mă laud cu lucrul acesta. Sunt și eu cu o credință ca și a dumneavoastră, dar un om care zice ca și acel bărbat care avea copilul bolnav și care a venit la Iisus: cred, Doamne, ajută necredințe mele. Sau ca și ucenicii care spun la un moment dat lui Iisus: Doamne, mărește-ne credința. Doamne ajută! Amin! Amin.